ședința oficială se face deschisă, se continuă reexaminarea în ordine de apel a cauzei penale de amenuire a lui Vadim Andrei cu încheierea infracțiunii prevăzută de articolul 87 al legii penale. Ședința se înregistrează audio, se verifică prezența participanților la proces. Procurorul Țurcanu Svetlana este prezentă, deputatul Vadim Andrei este decedat și avocatul Frunză Iurie. Frunză este prezent. Partea prezenta cauză se examinează de judecătorii Gârbu, Negru, Pândă Scurtă, participarea procurorului Turcanu Svetlana și a grebiei Dobândă Elisei, dacă au apărut cereri de recuzare. Nu sunt. Nu am. La moment care va cereri pe deasupra. Nu am. Punem în discuție posibilitatea examinării prezentei cauze în absența reprezenta succesorului inculpatului, Babenco Valentin. Opinia? Posibil. Domnul avocat? Posibil. Domnul Preda? Cred că da, că se tergiversează prea mult. Gracias.